barcă? Munți? Mare? Unde sunt eu? Cum am ajuns aici? Agenda dorințelor a funcționat! Dar unde e ea? Aici erai! Trebuie să am grijă de ea, să nu o pierd! Deci sunt în vacanță! Iuhu! Te-ai trezit? Cine e aici? Cine ești tu? Eu sunt Zâna Dorințelor. Cred că te-am mai auzit. În podul școlii, nu cumva erai tu? Și la mine în cameră? Iar a dispărut. Sunt aici. Cum faci asta? Păi ți-am spus, sunt o zână. Da, Zâna Dorințelor. Tu îndeplinești dorințele de aici? Păi da, este agenda mea. Și chiar poți să îndeplinești toate dorințele? Da, dar fii atent la ele. Eu nu cred în magie. Atunci dă-mi înapoi și vei scăpa și de magie, dar și de mine. Ia să verific. Vreau înapoi acasă. Cât de repede am ajuns acasă! Matei, și tu ești aici? Ia să văd ce face Melisa. Tu dormi? Ca de obicei. Of, mă duc să caut pe mami. Mergem la somnic? Da? Așa. Nani, nani, nani. Wow, mami, salut! Ce mi-a fost dor de tine, Ionuț. Foarte bine că ai venit, Mircea. Mă duc să gătesc ceva mâncare. Tu adormi-l pe Ionuț. El nu vrea să doarmă. Ce să fac ca să adormi? Acuș vin. Stai aici liniștit. Acuș mă întorc. O, Mircea, unde ai fost până acum? Eu te-am căutat și sapă ți-am pregătit. Hai, treci la ajutor. Eu acuș vin. Mă duc să mă schimb. Hai, te aștept. Eu vreau la Zâna Dorințelor. Vreau înapoi în vacanță. Ei, nu! E rău cu rău, dar e mai rău fără de rău. Iar a dispărut. Ce se aude afară? Și să vă așteptăm și pe Mircea, să vină și Mircea. Bună dimineața, Mircea! Hai, treci la ore, ia loc! Și voi sunteți aici! Hai, Mircea, ce stai? Vino mai repede și alătură-te colegilor! Salut, Matei!
Și aici învățăm despre școală. Dar lasă că aranjez eu. Dar nu e vacanță. E vacanță, Mircea, desigur. Suntem la tabără de școală. Ce-i cu tine, Mircea? Ai uitat? I-am vrut așa vacanță, fără teme. Și scriem tema Apele curgătoare. Nu am înțeles. Cine a scris aici pe tablă? Yes! Super! Da, da, super Zinx. Dar eu nu sunt pregătită pentru această temă. Deci super Zinx sunt niște... Ce e asta? Manual despre super Zinx? Deci nu am observat când a fost modificată curricula școlară. Deci, super Zinx sunt jucării super tari. Ia priviți aici. Haideți dar să învățăm despre ele. Ține Melissa setul, Matei și tu unul, Mircea ține revista. Mulțumesc zâna dorințelor. Și cine este pregătit? Ați reușit să examinați? Da. Bravo, Melissa! Hai spune, cine sunt eroii de astăzi? Avem două figurine Super Zinx, Ciocanul și Constructorul, dar și Lansatorul de Fulgere! Și cu toată clasa să mergem să le studiem în laboratorul nostru mobil! Haideți, urmați-mă! Avem foarte mult de lucru astăzi! Iarăși la teme. Cred că da. Luați loc pe scaune și ascultați-mă ce spun eu. Noi deja am obosit. Vrem puțin să ne odihnim. Lasă că nu ați tras la sapă. Luați loc. Îl chemăm imediat pe domnul Vasile, șoferul autocarului, și ne va face un foc de tabere! Da! Da! Hai că mă duc să-l chem! Vom face un foc de tabere! Bate! Da! Este de mult așteptăm! Și eu! Ia priviți ce rug frumos avem noi aici în tabără! Vă place, elevilor? Da! Ați meritat! Dar asta nu e tot! După ce se va termina rugul, vom coace acolo legume! Am luat cu mine în geantă legume, mă duc să le iau! Cartofi? Legume? Mie nu-mi plac! Lasă că-i arăt eu acuș. Melissa s-a dus. Așa, haideți să pregătim cartofii. Mă ajutați? N-am înțeles. Unde sunt cartofii? Și ce e asta? Astea sunt cartofii.
marshmallow în loc de cartofi? Miam, miam! Și ce ne facem acum? Mâncăm marshmallow! La rug? Da! Este posibil așa ceva? Da, da! Mă învățați și pe mine? Domn Vasile, mai avem mult? Încă un pic! O, super! Mulțumim! Să coc copiilor niște marshmallow! Să le fac pe plac în această seară! Să le duc repejor până nu s-au răcit! Băncile le-am strâns, scaunele la fel și toți la somnic! Hai, intrăm! Vrem să ne mai jucăm afară! Așa de devreme să ne culcăm? Este ora 9 deja! Toți trebuie să fiți în pat! Haideți! Bine! Vreau să stăm mai mult! Ce e aici? Cartofi? Ia să iau unii. Este marshmallow, marjamelo, cartofi. Dar vreau ceva mâncare, nu dulciuri. Vă jucați? Da. Și ultima. Mănâncă cartofi copți, vreau și eu. Dar de unde i-a luat? Nu știu. Și ia priviți aici cartofii copți! Domnul șofer ne-a servit pe toți! Vreți să gustați? Da! Sau poate totuși vreți marshmallow? Nu! Atunci, dar poftă bună! Mulțumim! Să vezi, Mircea, ce aventuri o să te aștepte! Vreau...